CSM Slatina este echipa din Olt care va reprezenta județul la barajul de promovare în eșalonul superior. Ieri ar fi trebuit ca gruparea lui Verdeș să dispute ultimul meci de pe teren propriu în compania formației Viitorul Grădinile, joc care nu a avut loc din cauza neprezentării adversarilor. Astfel, CSM Slatina a câștigat această partidă la masa verde, adjudecându-și în palmares încă o victorie. Asociația Județeană de Fotbal a premiat lotul slătinean pentru evoluțiile din cadrul acestui campionat, oferind medalii, diplome, echipamente sportive, mingi și cupa. Greul acum începe, au spus slătinenii. Obiectivul este doar pe jumătate îndeplinit. Vor urma meciurile din barajul de promovare în tur și retur. Matematic, promovarea a fost acum câteva etape. Vreau să îmi felicit în primul rând băieții pentru parcursul fără greșeală de până acum. Mai avem o etapă, trebuie să o câștigăm ca să terminăm numai cu victorii. N-a fost un an ușor, încă nu s-a terminat, pentru că trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere, așa cum știe toată lumea, că mai avem două jocuri de baraj. Obiectivul nostru principal ăsta este. A fost un campionat foarte lung, cred că de la început l-am tratat cu foarte mare seriozitate. Ne bucurăm foarte mult că am îndeplinit un prim obiectiv, adică câștigarea campionatului, dar nu l-am dus la capăt. Trebuie să neapărat să ne pregătim foarte bine în ultimele, acum când mai avem câteva meciuri, să ne pregătim pentru baraj, pentru că principalul obiectiv este promovarea Liga 3. Urmează partea cea mai grea a campionatului. Campionatul s-a terminat, acum sunt două meciuri foarte importante pentru noi, trebuie să le tratăm serios. Eu sunt sigur, în sinea mea sunt sigur că vom câștiga acest baraj și obiectivul Liga 3 cred că trebuie să-l îndeplinim cu toții. La eveniment a participat și directorul Clubului Sportiv Municipal Slatina, care a felicitat echipa campioană. Suntem campionii județului, țin să felicit antrenorii, țin să felicit jucătorii, suntem o echipă puternică, suntem la început de drum, așteptăm barajul pentru Liga 3-a. Felicitări încă o dată tuturor! George Constantinescu, președintele Asociației Județene pentru Fotbal Olt, a dat un pronostic favorabil pentru echipa care va reprezenta Oltul la baraj. Având în vedere baza materială, condițiile existente la Slatina și lotul de jucători, cred că au șanse foarte, foarte mari să promoveze. Meciurile din barajul de promovare se vor disputa pe 15 iunie, respectiv 22 iunie. CSM Slatina va avea ca adversară campioana județului Dâmbovița.